Seara zilei de duminică a adunat un număr foarte mare de suceveni aici, pe esplanada din fața Casei de Cultură a sindicatelor din municipiul Reședință de Județ. Fie că au venit să bea un pahar de vin fiert sau să se joace alături de copii, sucevenii par foarte încântați de modalitatea în care este iluminată această zonă. Cu mic, cu mare, tot mai mulți suceveni aleg să-și petreacă serile pe esplanada din fața Casei de Cultură a sindicatelor. Cel mai căutat produs este ca în fiecare iarnă vinul fiert. Comercianții vând în fiecare seară cantități considerabile de vin fiert sau ceai. De pe mesele acestora nu lipsesc preparatele din carne, vinurile de toate sortimentele, turta dulce, mierea de albine sau țuica și palinca. Sucevenii au astfel la dispoziție o gamă largă de produse naturale pe care le pot achiziționa direct de la producători. Copiii rămân totuși cei mai încântați de zăpadă, dar și de iluminatul din acest an. Bună, cum ți se pare aici? Îți place? Da. Ce îți place cel mai mult aici pe esplanadă? Omul de zăpadă. Brăduțul nu-ți place? Și brăduțul. Se pare mai frumos față de anii trecuți, cum este iluminat acum? Da. Și ai venit singură sau cu părinții? Cu tatăl. Și cum te joci aici? Cu zăpadă, mă joc cu prietena mea. Îți place bradul de Crăciun? Da, e foarte frumos. E mai frumos ca în alți ani? Da. Nici săniuțele nu au fost uitate acasă. Oamenii de zăpadă, bradul de Crăciun, dar și celelalte obiecte decorative amplasate pe esplanadă, îi bucură însă și pe cei mari. Și e mare distanța de acasă până aici, să vină până aici. Dar unde locuiți? În Ițcani. A, deci este Ițcani. Distanța puțin. Bine, venim cu mașina, dar nu putem chiar în fiecare zi. Vi se pare aranjat mai frumos? Extraordinar de frumos, foarte frumos. Dar ne așteptam să fie așa. Și la noi, într-un sfârșit. E nou parcul de aici, cu parcarea subterană. Altceva. Iluminatul vi se pare mai frumos? Da, da, pentru că au și noutăți astea noi, da, cu alb și cu albastru, frumos chiar. Credeți că este un loc bun în care copiii pot să se joace? Foarte frumos. Ați ieșit cu copiii? Am ieșit cu copiii, da. Băițelul și fetița umblă după ei, acum îi caut. Vi se pare mai interesant față de alți ani? Mai interesant, da, un pic, cu noutățile astea care le-au făcut acum. Ați venit cu copilașii? Da, cu băiatul. Și cum mi se pare, distractiv aici? Da, da, da. Pe tot parcursul lunii decembrie, pe scena amplasată pe esplanadă, vor avea loc mai multe concerte de colinde, urături, dar și de obiceiuri de iarnă din zona Bucovinei.